Potrivit ordinului comun al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, produsele tradiționale vor trebui să îndeplinească condiții și criterii specifice pentru a fi atestate. Noile reguli vor intra în vigoare pe 10 decembrie. Actul normativ stabilește înscrierea produselor în Registrul Național al Produselor Tradiționale și marcarea acestora cu un logo național, după care pot fi recunoscute imediat. Pentru a fi înscris în acest registru, produsul tradițional trebuie să fie fabricat din materii prime locale, să prezinte o rețetă tradițională specifică locului de prelucrare și un mod de producție tradițional. De asemenea, procesul de obținere a produsului finit trebuie să includă și operațiuni de prelucrare realizate manual. Organele competente vor efectua controle periodic în magazinele mari, târguri și magazine cu specific tradițional. În cazul în care vor fi depistate nereguli în rândul producătorilor, se va recurge la anularea atestatului de produs tradițional, se va retrage logo-ul și vor fi aplicate amenzi usturătoare. Începând din 10 decembrie 2013, intră în vigoare ordinul comun privind atestarea produselor tradiționale, emitenții fiind Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Acest ordin stabilește în mod clar și concret condițiile privind atestarea produselor tradiționale. Instituția noastră, conform competențelor, are dreptul de a verifica conformitatea etichetării produselor tradiționale, a logo-ului național aplicat și stabilit prin acest ordin și conformitatea produselor. Produsele folosite cel mai des de producătorii afi tradiționale sunt cele derivate din lapte, zacuscă și dulceață. Cei ce doresc să obțină un astfel de certificat trebuie să întocmească un caiet de sarcini care să cuprindă anumite informații despre produs. După întocmirea caietului de sarcini, împreună cu o serie de documente, producătorii vor depune dosarele la Direcția Județeană pentru Agricultură, de care aparțin sau a municipiului București. În ceea ce privește atestatele eliberate anterior, acestea rămân valabile 9 luni de la intrarea în vigoare a noilor dispoziții. Eliberarea noului tip de atestat se va face la solicitarea operatorului economic.